Vă invit să deschidem Biblia în seara aceasta la Cartea lui Daniel, capitolul 5. Aș dori să citesc din capitolul 5 primele 9 versete și apoi de la versetul 24 până la finalul capitolului. Iată ce spune Biblia în acest loc. Bratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să se aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul, mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au dus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititorii în stele, caldenii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Și începând cu versetul 24, de aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte, numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Dată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât. Și-au dat de știre că va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldeenilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Amin, vă invit să reocupați locurile. Spun din toată inima slăvit să fie Domnul, mă bucur să fiu împreună cu voi în această seară și aș dori să vă vorbesc despre un subiect frumos, din Vechiul Testament, dar cu aplicabilitate practică pentru fiecare dintre noi. Dacă vă place să citiți Biblia și vreau să cred că vă place acest lucru, veți ști, de fapt, cartea lui Daniel este o carte fascinantă dacă o citești și îți place un pic și istoria, pune în perspectivă așa de frumos lucrurile. Însă, mai mult decât istorie, mai mult decât un proroc, un om al lui Dumnezeu, vedem în acest pasaj, avându-l pe împăratul Belșațar în prim plan, un om pe care Dumnezeu l-a cântărit. Vreau să vă întreb, vă place să urcați pe cântar? Mie nu. Am sentimentul că ceva nu-i bine cu el. Sunt prea multe cifre acolo. În seara aceasta vreau să aduc în atenția voastră câteva principii simple, dar de mare profunzime, care se găsesc în acest pasaj vis-a-vis de modul în care Dumnezeu ne cântărește. Dumnezeu într-o zi l-a pus în balanță pe Belșațar. Biblia nu ne spune ce greutate avea omul acesta, dar judecând după stilul lui de viață, sunt convins că nu era un om atletic. Nu era un bărbat subțire, așa, care făcea sport în fiecare zi. Probabil că stilul de viață, așa cum îl descrie Biblia, l-a dus să fie suficient de greu din punct de vedere corporal. Și totuși, când Dumnezeu l-a pus pe cântarul lui, Dumnezeu l-a găsit ușor. Aș vrea să vedem în seara aceasta, așa cum spuneam din Scriptură, câteva lucruri care ne fac să cântărim greu înaintea lui Dumnezeu. Și de fapt, atunci când Dumnezeu ne pune pe cântar, El cântărește lucrurile spirituale din viața noastră. Și vreau să vă spun că Dumnezeu are un etalon de măsură extrem de precis. Pentru Dumnezeu nu există dubii, există doar precizie. Când Dumnezeu l-a pus pe Belșațar, pe cântar, l-a cântărit cu multă exactitate în ceea ce privește greutatea lui.
Dacă vă place istoria, cum spuneam, istoria Babilonului e foarte interesantă. Predecesorii lui Belșațar au fost mai mulți împărați, printre care Nebucadnețar, părintele lui, tatăl lui, citim despre el în capitolul 4, care a domnit aproximativ 45 de ani și a reputat multe succese, a cucerit mult, a avut multe succese militare, a cucerit cetăți, a construit edificii. De fapt, în Babilon erau grădinile suspendate ale Semiramidei, una dintre soțiile lui. Grădinile acelea suspendate reprezentau una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Însă Belșațar, care îi urmează la domnie și despre care istoria spune că a domnit în jur de 20 de ani, nu a realizat prea mult. Prea puține lucruri sunt notate despre el. În 20 de ani de domnie, Belșațar a reușit să organizeze o petrecere cu băutură. Pentru că despre asta vorbește pasajul nostru în seara aceasta. Trecuseră 25 de ani însă între capitolul 4 și capitolul 5, deși ele parcă sunt legate în citirea biblică, trec 25 de ani de la Nebucadnețar, de la capitolul 4 până la Belșațar în capitolul 5, trecuseră peste 70 de ani de când Daniel a fost dus în robia babiloniană. La vârsta aceasta, la vremea aceasta, Daniel era un om bătrân, un profet bătrân, ajuns aproape de 90 de ani și el va intra în scenă. Au trecut mulți împărați acolo la curtea Babilonului, Daniel a rămas pe poziție. Trecuseră peste 7 decenii când acest tinerel împreună cu mulți evrei a fost dus în robia babiloniană. Daniel este un profet bătrân acum și va, așa cum spuneam, va intra la un moment dat în toată această imagine. Aș vrea să luăm, ținând seama de toate aceste date, să luăm pasajul nostru și să vedem modul în care Dumnezeu cântărește spiritualitatea și greutatea noastră. Încep să citesc din nou primele câteva versete și apoi mă voi opri la versetul 6, care conține primul principiu. Spune Biblia că împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț, celor 1000 de mai mare lui. Cred că ospățul era de dimensiuni uriașe, îți trebuie o sală foarte mare ca să poți să încapi 1000 de oameni care să petreacă sănătos, așa cum făceau cei de aici. Au băut bine. Împăratul a fost primul care a ținut cupa în mână și sunt sigur că a cinstit în dreptul multora. Și zice Biblia că în cheful și în nebunia băuturii, pentru că acolo unde este multă băutură, este și multă nebunie, zice Biblia că în cheful vinului, împăratul a spus la un moment dat să fie aduse vasele care au fost luate de tatălui când a cucerit Ierusalimul, să fie aduse vasele acelea care au fost în templu consacrate lui Dumnezeu și să se bea vin din ele. Și zice Biblia că au luat acele vase sfinte, sacralitatea, tot ceea ce era templul și lucrurile puse deoparte pentru Dumnezeu, au fost aduse în fața acestui om nesăbuit și el împreună cu toți demnitarii lui au băut vin în mod ostentativ la adresa lui Dumnezeu și mai mult decât atât s-au angajat într-o idolatrie prin care au cinstit pe Dumnezeii de aur, de argint, de piatră, de lemn. Cu alte cuvinte, Belșațar, în această nebunie a lui, a spus: nu există alt Dumnezeu decât eu. Ce Dumnezeu a fost la Ierusalim? Nu contează, vasele din templul lui sunt aduse aici, eu sunt singur Dumnezeu. Și în toată scena aceasta apare versetul 6. De fapt, versetul 5, vă citesc 5 și 6. În clipa aceea, când petrecerea era întoi, când probabil că muzica era la maxim, probabil că aburii lui Bacchus se urcaseră la mintea și la creierul tuturor celor ce erau acolo, probabil un dezmăț și o imagine greu de redat măcar în cuvinte, în timp ce Belșațar și toți demnitarii lui se bucurau de această manifestare atât de mare a tot ceea ce poate fi rău, zice Biblia, că s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Și observați versetul 6. Atunci împăratul l-a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Dintr-o dată, cred că muzica a încetat, s-a făcut liniște mormântală. Au apărut, sunt aproape sigur, undeva lângă masa unde stătea împăratul și probabil cei mai importanți demnitari ai lui, undeva pe tencuiala peretelui, a apărut un capăt de mână care a scris câteva cuvinte. Și dintr-o dată toți s-au oprit din cântat, cred că cupele lor de vin au rămas imobilizate în mâinile lor și zice,
împăratul l-a îngălbenit. Gândurile atât de mult l-au tulburat, încât încheieturile șoldurilor i s-au desfăcut și genunchii s-au izbit unul de celălalt. Probabil l-au prins pe împărat și l-au ținut ca să nu cadă din picioare. În primul rând, Belșațar atunci și noi astăzi. Când ne cântărește Dumnezeu, primul lucru la care mă opresc și vreau să vi-l spun este că ești cântărit după verdictul pe care ți-l dă propria ta conștiință. Observați ce se întâmplă aici. Belșațar vede un capăt de mână care scrie niște cuvinte. Înțelegem din relatarea biblică că el nu știa ce scria pe perete. Nu l-a înspăimântat pe Belșațar nici capătul de mână, că era o mână omenească. Nu l-au înspăimântat nici cuvintele scrise pe perete, pentru că nu le înțelegea. Însă spune Biblia că gândurile atât de mult l-au tulburat, încât a îngălbenit și dintr-o dată întreaga lui ființă a fost copleșită de ceva. Pentru că mult înainte ca Dumnezeu să-l judece pe Belșațar, dragilor, mult înainte ca Dumnezeu să-i dea verdictul lui Belșațar, mult înainte ca Dumnezeu să ne dea nouă verdictul, tu ești cântărit, eu sunt cântărit după verdictul dat de propria ta conștiință. Belșațar nu înțelegea scrisul, nu pricepea ce scrie acolo, dar undeva în mintea lui Belșațar s-a produs ceva. Conștiința a început să funcționeze. Știți, deci conștiința este acel mecanism pe care Dumnezeu l-a așezat în ființa noastră. Conștiința este întrețesută în tot ceea ce suntem noi ca oameni, în ADN-ul nostru. În însă și existența noastră umană, Dumnezeu a impregnat acolo ceva din el. Biblia îi zice cuget. Credeți că degeaba spune Biblia că trebuie să ne păstrăm credința și un cuget cum? Curat. Fără să înțeleagă scrisul, cugetul, conștiința a început să-l condamne pentru stilul lui de viață mizer, pentru idolatria lui crasă și fără niciun fel de rușine, probabil pentru o viață de imoralitate. Conștiința a început să-l acuze atât de mult încât Belșațar a îngălbenit. Și a mai fost bun de nimic, așa, într-o vorbă românească. Pot să vă spun câteva lucruri despre conștiință în seara asta. Pentru că cu mult înainte ca Dumnezeu să-ți dea verdictul, ți-l dă conștiința. Vreau să vă întreb ceva. Ce zice conștiința ta despre tine în seara asta? Câteva lucruri despre conștiință, foarte simplu. În primul rând, nu uitați că conștiința va spune adevărul întotdeauna, indiferent de ce îți spun oamenii. Indiferent ce spun cei din jurul tău, conștiința nu te va minți. De ce? Pentru că am spus că e mecanismul ăla pus de Dumnezeu acolo în noi. Conștiința îți spune că când ai făcut ceva bun, așa-i? Și conștiința îți spune când ai făcut ceva rău. Nu trebuie să-ți spună păstorul, comitetul, frații, soțul, soția. Știi, ceva în ființa ta îți zice când ai făcut bine și ceva în ființa ta zice când ai făcut rău. Te cerți cu cineva și poate ai dreptate. Nu vă zic să vă certați, chiar să nu o faceți. Dar ai un argument cu cineva și câștigi argumentul, l-ai zdrobit. Argumentele tale sunt așa de puternice încât vin ca un tsunami peste el. L-ai zdrobit și ai câștigat. După ce pleci de acolo, ceva te mustră. Ai avut dreptate, ai câștigat. Dar parcă conștiința zice, ai câștigat, poate ai câștigat un argument și ai pierdut un prieten. Conștiința îți va spune adevărul. Sunt convins că anturajul lui Belșațar aproba acțiunile lui. De fapt, istoria consemnează că Belșațar a fost un om crud, atât de crud încât și-a ucis cu sânge rece un verișor care avea șansa să fie împărat. A ucis cu sânge rece un apropiat de-a lui, pentru că arăta mai bine decât el, era mai chipeș și avea șanse să ajungă pe tron. Credeți că cei din jurul lui Belșațar i-au spus vreodată că stilul lui de viață este putred, este mizer, este deplorabil, este jalnic și condamnabil? Nu cred. Belșațar ne învață câteva lucruri despre conștiință. Și aș vrea să reținem că Dumnezeu ne vorbește prin conștiință. Și când Dumnezeu îți vorbește prin conștiință, vei ști adevărul. Conștiința nu poate fi mituită.
Conștiința nu poate fi cumpărată. Conștiința nu poate fi amăgită. Încerci să ți-o neci. Și de ce mulți oameni care trăiesc în păcat se afundă în băutură, în droguri, în imoralitate, pentru că e vocea aia interioară care îi condamnă. Și atunci când bei suficient de mult, parcă simțurile tale dispar. Când te scufunzi în droguri, simțurile tale naturale oarecum dispar. Nu încearcă decât să-și înnăbușe glasul conștiinței. Conștiința îți va spune adevărul indiferent de ce spun oamenii. Încă ceva, conștiința vorbește chiar când cei din jurul tău tac. Era aprobat tacit, sunt sigur, de cei din jurul lui Belșațar. A chemat cititorii în stele, înțelepții și le-a spus: oricine îmi traduce ce scrie pe perete, va avea al treilea loc în împărăție. O poziție deloc de neglijat. Și zice Biblia că au intrat toți înțelepții Babilonului. Câți ori fi fost, nu știm. Cu certitudine ori fost suficient. Toți au citit ce scria pe perete, sau mai bine zis, au văzut. Dar niciunul dintre ei n-a putut să traducă. Dar pot să merg un pic mai departe cu imaginația și să vă întreb. Credeți că dacă vreunul dintre ei ar fi putut citi ce scria pe perete, ar fi avut curajul să-i spună lui Belșațar: împărate, uite aici e un mesaj. Zice Dumnezeu că te-o cântărit și ai fost găsit ușor. Oi fi având tu multe kilograme, dar Dumnezeu zice că ești ușor. Dumnezeu ți-a numărat anii domniei și în seara asta se vor termina. A, și mai ceva, Belșațar. În noaptea asta o să-ți pierzi capul și o să mori. Credeți că ar fi avut careva dintre ei curajul să-i zică asta împăratului? Însă conștiința îți va spune adevărul și îți va vorbi chiar și atunci când cei din jurul tău tac. Nu uitați pe Belșațar, nu scrisul l-a speriat, nu mâna l-a speriat, ci conștiința i-a dat verdictul că este vinovat. Conștiința îți spune adevărul chiar când cei din jurul tău nu o fac, conștiința îți vorbește chiar când nimeni nu zice nimic și mai ceva. Conștiința te va confrunta întotdeauna cu realitatea situației în care ești. Pe Belșațar, repet, cu mult înainte să-l judece Dumnezeu, conștiința i-a dat verdictul. Realitatea a fost că Belșațar trăia o viață de mizerie, plină de păcat, idolatrie, egoism, plăceri, vanitate, toți termenii descriptivi sunt sigur că îi se potriveau. Și ce a făcut Belșațar? Și a asumat că Dumnezeu va avea la nesfârșit răbdare cu stilul lui de viață. Și dați-mi voie să vă spun ceva, frații mei dragi, stimate surori, dragi tineri, nu întindeți coarda răbdării lui Dumnezeu. Dumnezeu, zice Biblia, că dragostea lui se înnoiește în fiecare zi și bunătatea lui, fiecare dimineață. Dar răbdarea lui nu este nelimitată. Dragostea lui Dumnezeu este nouă în fiecare zi și o revarsă peste noi, dar dragostea lui Dumnezeu e un pic diferită de răbdarea lui. Belșațar, ca și mulți oameni, au impresia că pot face ce vor, cum vor și cât vor și Dumnezeu la nesfârșit va avea răbdare. De multe ori mă gândesc la răbdarea lui Dumnezeu ca fiind un elastic. V-ați jucat vreodată cu un elastic? Chiar dacă e scurt, el se întinde mult. Și te-ai gândit că dacă se întinde de 3 ori cât este el de lung, mai merge. Dar există un punct critic de la care el nu se mai întinde, ci doar se rupe. Răbdarea lui Dumnezeu e mare. Dumnezeu are îndelungă răbdare, așa zice Biblia. Și nu dorește ca nimeni să piară, ci tot să vină la cunoașterea adevărului. Dar vă rog ceva din suflet, dragilor. Nu puneți la încercare răbdarea lui Dumnezeu, că ea are un final. Ea are un punct de la care Dumnezeu nu mai negociază. Belșațar a crezut și poate o să ziceți, îl judecăm foarte aspru pe Belșațar. Poate că Dumnezeu trebuia să-i dea mai multe șanse de pocăință. Vom vedea imediat, șanse a avut suficiente. Conștiința te va confrunta întotdeauna cu realitatea. Asta îmi place așa de mult, când venim în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu de fiecare dată, când stăm înaintea cuvântului, când stăm în părtășie, El întotdeauna ne confruntă cu realitatea. În seara aceasta, Dumnezeu te confruntă, nu te condamnă. E o mare diferență între a confrunta și a condamna. Noi nu știm prea des să confruntăm. Noi suntem întotdeauna gata să condamnăm. Dumnezeu așteaptă să-ți trăiești viața și apoi te judecă. Noi imediat vedem un lucru și l-am condamnat.
În seara asta Hristos te confruntă. Diferența esențială între a fi confruntat de Dumnezeu și a fi condamnat este că atunci când te confruntă Hristos cu adevărul, ai șansa să schimbi ceva. A confruntat pe toți. Uitați-vă în Biblie. Au prins-o pe femeia aceea în preacurvie. Știți mulțimea de oameni care au venit să o omoare cu pietre. Hristos era rabin după legea mozaică, doi martori și un rabin formau un tribunal evreiesc ad hoc. Au venit toți cu o piatră în mână și au zis, am prins-o păcătuind. Ce zice legea lui Moise? Să o omorâm cu pietre. Tu ce zici? Dacă Domnul zicea, omorâți-o, ar fi zis toți, păi este ca noi, nu e nicio diferență între el și noi. Dacă i-ar fi zis, dați-i drumul, ar fi spus oamenii religioși, păi ai încălcat legea. Hristos nu zice nici una, nici alta, decât cine n-are niciun păcat să fie primul care aruncă piatra. Și unul câte unul au plecat, până a rămas el și femeia. În esență, conform tradiției iudaice, tribunalul s-a desființat. O întreabă Domnul Iisus, unde sunt pârâșii tăi? Păi nu mai sunt, au plecat toți. Știți ce zice Domnul? Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Asta înseamnă confruntare. Deci, Belșațar este adus înaintea lui Dumnezeu în această circumstanță și primul lucru care îl cântărește pe Dumnezeu, îl cântărește pe Belșațar și asta face Dumnezeu și cu noi, ne cântărește după verdictul dat de propria noastră conștiință. Frate și soră, când ai un pic de liniște, fă-ți liniște în sufletul tău și stai un pic de vorbă cu conștiința ta. Vezi ce zice conștiința ta. Ce zice conștiința ta despre tine? Te culci liniștit și adormi? Sau poate ai un pat sofisticat cu o saltea specială și toată noaptea te foiești? S-ar putea să zică conștiința că trebuie să faci ceva. E bine să o asculți. Și conștiința înnoită de Duhul lui Dumnezeu nu te va chema la nimic altceva decât să te smerești și să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Cum te cântărește Dumnezeu? Foarte simplu. Dumnezeu te cântărește prin verdictul dat de propria conștiință. Spune Biblia că, și relatarea continuă aici foarte interesant, că după ce au intrat toți înțelepții Babilonului și n-au putut niciunul dintre ei să citească ceea ce scria pe perete, împăratul în versetul 9 zice, din pricina aceasta împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit, mai mari lui au rămas încremeniți. Încerc să mă gândesc cum trebuie să fie arătat sala asta de banchet. Cu câteva clipe înainte erau toți plini de veselie și plini de vin, plini de voie bună și plini de tot ce poate fi mai rău în natura umană. Și dintr-o dată stau un împărat îngălbenit, poate sprijinit de apropiații lui ca să nu cadă, ceilalți demnitari încremeniți pentru că au intrat nu știu câți înțelepți și toți au ridicat din numeri și au spus... Nu știm ce scrie acolo. Cu certitudine atmosfera era, scrie ceva pe perete, dar sigur nu-i de bine. Și zice Biblia că intră atunci împărăteasa, versetul 10, nu o să vă citesc, dar pentru înțelegerea pasajului chiar vă rog să citiți întreg capitol acasă. Intră împărăteasa și zice, împărate, să trăiești veșnic, nu te stresa! Să nu ți se tulbure gândurile, că în împărăția ta este un om care știe să citească ce scrie pe perete. Observați, foarte interesant, Daniel nu era unul dintre invitații la petrecere. Nu uitați, Daniel era bătrân, trecuse cu bine de 80 de ani. Spune istoria că avea aproape de 90 de ani, un bătrânel. Foarte posibil cu perii cărunți și cu barba albă, modest ca și întotdeauna, după 7 decenii. La curtea Babilonului, să fie chemat Daniel. Ascultați ce zice Belșațar, să fie chemat Daniel. Zice versetul 13, atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului și împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tu ești Daniel acela. Împărate, trebuia să știi despre el. E de 70 de ani aici. Tu ești Daniel, zice Biblia, unul dintre prinșii de război al lui Iuda, pe care i-a adus... Aici din Iuda, tatăl meu, împăratul, zice, am aflat despre tine. Cam târziu Belșațar ai aflat. Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsește lumină, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Și observați ce îi spune, versetul 16, am aflat că tu poți să tâlcuiești
și să dezlegi întrebările grele. Și zice, dacă îmi traduci ce scrie pe perete, te îmbrac cu haine de demnitar și vei avea locul al treilea în împărăție. Și Daniel, versetul 17, observați integritatea acestui om, curajul lui. Omul smerit și simplu, dar integru și vertical al lui Dumnezeu. Daniel a răspuns îndată împăratului, ține-ți darurile și dă cinstea și răsplătirile cui vrei tu. Totuși, am să stâlcuiesc ce scrie pe perete. Cred că ochii lui Belșațar s-au făcut cât cepele. Dar înainte să-ți traduc, împărate, hai să facem o mică incursiune în istorie. Zice, ascultați, vă rog, câteva versete vă citesc, de la 18 până la 22, sunt foarte, foarte sugestive. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar, împărăție, mărime, slavă și strălucire și din pricina mărimii pe care o dăduse toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Ăsta era Nebucadnețar, da? Tatăl lui Belșațar. Căci împăratul omora pe cine voia, lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia, cobora pe cine voia. Versetul 20. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui, a fost izgonit din mijlocul copiilor, oamenilor, inima i s-a făcut ca de fiară, a locuit la un loc cu măgarii sălbatici, au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roua cerului. Până când a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și urmează versetul 22. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Cum te cântărește Dumnezeu? Cum l-a cântărit pe Belșațar? Unu, ești cântărit întotdeauna după verdictul pe care ți-l dă conștiința. Și doi, ești cântărit întotdeauna după ce clădești pe temelia pe care o ai. Veți zice că Dumnezeu a fost aspru cu Belșațar. Dar dați-mi voie să vă contrazic. Citiți capitolul 4 din cartea Daniel. Și veți vedea că Nebucadnețar, tatălui, omul care domnise, am spus la început, aproape 45 de ani, a construit mult, a cucerit mult. Măreția Babilonului era ctitoria lui Nebucadnețar în ultima jumătate de secol acelei perioade. Făcuse lucruri arhitecturale greu de egalat, de fapt inegalabile la vremea aceea. Și spune Biblia că împăratul Nebucadnețar trăia și el un stil de viață destul de urât înaintea lui Dumnezeu și a venit același Daniel. Era ceva mai tânăr atunci și a zis, împărate, placă-ți, a avut un vis Nebucadnețar, veți citi în capitolul 4, tot Daniel îl tâlmăcește și la sfârșitul traducerii Daniel îi spune lui Nebucadnețar, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt nelegiuirii tale, trăiește sfânt și Dumnezeu va avea grijă de tine. Știți cât timp i-a dat Dumnezeu lui Nebucadnețar să se pocăiască? Cine știe? Descoperiți în capitolul 4, dar vă spun eu, 12 luni, 365 de zile, un an, credeți că e destul să te pocăiești? 365 de zile. Ce ziceți? Suficient? Ăstuia nu i-a ajuns. Zice că într-o zi Nebucadnețar s-a urcat pe terasa palatului împărătesc, admira frumusețea Babilonului și a spus, eu am făcut tot ce aici. Și s-a auzit un glas din cer, exact după profeția lui Daniel. I-a fost luată împărăția, timp de 7 ani, a fost alungat, a trăit în pădure, a mâncat iarbă ca animalele sălbatice, a dormit sub cerul liber, trupul i-a fost udat de roa cerului. Știți până când? Până când într-o zi. Zice Biblia că Nebucadnețar și-a ridicat ochii spre cer și atunci zice Biblia că i-a venit mintea la loc. Vorbește ca un penticostal, citiți voi acasă. L-a slăvit pe Dumnezeu. L-a onorat pe Dumnezeu și a recunoscut că Dumnezeu are ultimul cuvânt când vine vorba de om, de destinul lui și de tot ceea ce ține de om. Și zice Biblia că atunci când Nebucadnețar și-a ridicat ochii spre cer, i-a venit mintea la loc și Dumnezeu l-a restaurat și a ajuns înapoi pe tronul lui. Și vine Daniel după 20 de ani și spune lui Belșațar, Belșațar, tu ai știut toate lucrurile astea și totuși ai fost arogant, totuși ai fost
păcătos, deși ai știut toate aceste lucruri, te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu și în mândria ta, în orgoliul tău, în aroganța ta, în mizeria ta morală, ai zis, eu sunt singurul Dumnezeu, află Belșațar, că tu ai știut toate astea. Temelia ta era bună, dar ce ai zidit pe ea? Pot să fac o paranteză, să mă întreb. Ce zidim noi pe temelia bună pe care o avem? Har Domnului că suntem încă în generația în care temelia noastră e bună. Sunt sigur că de la acest pupitru vi se predică Biblia. Sunt sigur că temelia vieții noastre este Hristos. Așa zice Biblia, nu este altă temelie. Viața mea spirituală, viața voastră spirituală e clădită pe Hristos. Într-o zi ne-am întâlnit cu Hristos, am recunoscut păcatele noastre. Într-o zi am fost născuți din nou, atunci când prin credință ne-am pocăit. A avut loc nașterea din nou. Mulți dintre voi, sau dacă nu toți, ați intrat în apa botezului. Mulți dintre voi ați fost umpluți de puterea Duhului Sfânt. Toate lucrurile acestea sunt bune, sunt temelia foarte bună. Dar întrebare în seara aceasta, pe temelia asta, dragul meu frate, soră, tine, dragi, ce clădiți? Că Belșațar a avut o temelie bună. În casa lui, acolo unde a crescut, l-a văzut pe taică-su. I-a văzut toată viața, i-a văzut ascensiunea, i-a văzut păcatele, i-a văzut stilul de viață, i-a văzut decăderea. I-a văzut ridicarea prin pocăință. Și când zice Daniel, toate astea le-ai știut și totuși n-ai făcut nimic. Pot să vă întreb în această seară, ce clădim noi pe temelia bună pe care o avem? Poți să clădești, poți vă dau rapid de tot câteva exemple în câteva minute, poți să clădești cu nepăsare, deși temelia pe care o ai e bună. Și dacă mă uit la generația în care Dumnezeu ne-a dat harul să trăim, îmi dau seama că biserica Domnului e lovită de acest flagel care poartă numele de nepăsare. Nu vi se pare ciudat că zice Biblia, cu ei s-a dat mult, îi se cere mult. Poate că de-aia nici nu vrem să citim Biblia, ca nu cumva să știm. Poate de-aia nici nu ne asumăm, pentru că dacă ne asumăm, ne învinovățim. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a dat mult, mai mult decât oricărei generații dinaintea noastră. De fapt, îmi permit să spun, mai mult decât oricărei generații care ne precede. Dumnezeu ne-a dat mult. Credeți că într-o zi Domnul nostru ne ceară socoteală? Biserici extraordinare. Avem scaune confortabile, avem climă, avem mașini, avem predicatori, avem muzică, avem cântăreți, talentați. Mă întreb, Doamne, ce altceva ai putea să ne dai? Suntem nepăsători. Temelia ta e bună. Dar Belșațar a clădit cu nepăsare. A știut ce avea de făcut, însă n-a făcut. Alții nu doar zidesc nepăsare, cărămizile nepăsării astăzi, mâine, așa cum am fost îndemnați în rugăciunea aceea de a le folosi timpul. Dragii mei, timpul trece și când nu faci nimic. Timpul-i tot, pentru toți la fel, 24 de ore ale tale sunt și ale mele. Timpul, spune o vorbă bătrânească, tace și trece. Astăzi ai 20 de ani, 21, 23. Ții minte când aveam vârsta aia, ziceam, când o să am și eu 25 de ani. Acum când mă uit la CNP, mă ia groaza. Aveam niște probleme de sănătate și mi-a zis un prieten, păi mai uită-te și tu un buletin. M-a lovit realitatea dintr-o dată. Timpul trece și când nu faci nimic. Dumnezeu nu are nevoie de timp, El ni l-a făcut nouă cadou. Dumnezeu este în afara timpului, El a creat timpul pentru noi. Dumnezeu pur și simplu este. În Biblie, termenul care îl descrie pe Dumnezeu este prezentul continuu. Dumnezeu a fost întotdeauna, continuă să fie și pentru totdeauna este. Ăsta este numele lui Dumnezeu. Timpul ni l-a dat nouă Dumnezeu. Noi socotim trecut, prezent, viitor pentru Dumnezeu care este în afara timpului. Mi-a plăcut tare mult îndemnul, dragilor, nu clădiți cărămizile nepăsării cu timpul pe care îl aveți. Astăzi ai timp, fă ceva cu el, investește-l cu folos, pentru că va trece timpul și într-o zi te trezești, bătrân, bolnav, fără putere. Dacă faci ceva pentru Dumnezeu, fă-o cât ai resurse, cât ai elan, cât ai pasiune. Nu aștepta să îmbătrânești ca să fie totul rezolvat și așezat. Și duci la medic și zice medicul, ai cancer. Dacă ai noroc, mai trăiești 3 luni.
dintr-o dată toată perspectiva ta se schimbă. Timpul îl socotești altfel. De ce să nu clădim lucruri care contează? Unii clădesc nepăsare, alții, știți, în nepăsarea noastră, pot să vă spun câteva lucruri pe care le putem clădi pe temelia pe care ne-a pus-o Domnul, e bună temelia? Vă rog să nu vă supărați foarte tare pe mine. Măcar de a-mi face ce știm, ce bine ar fi. Și știm așa de multe. Știm că ar trebui să fim smeriți, nu-i așa? Știm asta? Dar de ce ne macină atunci dorința să fim mari? Ne macină dorința și mândria. Știm că ar trebui să fim buni unii cu alții. Știm asta? Atunci de ce suntem din calea afară de răi unii cu alții uneori? Știm că ar trebui să fim iubitori unii față de alții. Dar suntem așa de des plini de invidie și de răutate față de frații noștri. Știm că ar trebui să dăm cinste tuturor, dar cumva ne săpăm unii pe alții. Cumva să urcăm pe treaptă, o treaptă măcar mai sus. Știm că trebuie să fim sinceri și integri. Și totuși, de multe ori, nesinceritatea ne caracterizează viața. Temelia e bună, nu zidi cu nepăsare. Mai ceva, poți să clădești eșecurile prezentului pe biruințele trecutului. Uit la unii dintre voi, sunt sigur că ați avut experiențe minunate cu Dumnezeu. Îmi place să stau de vorbă cu frați, cu frații și cu surorile cu percărunți. Îmi place să ascult și pe urmă să mă întreb și să-i întreb. Dar acum, odată te bucurai în Duhul Sfânt, odată trăiai cu Dumnezeu, aveai pasiune, citeai Biblia, te rugai, timpul trecea, stai în rugăciune și te pierdeai în lumea lui Dumnezeu. Astăzi te rogi de 3 ori când mănânci. Și atunci, rapid de tot, mi-a zis odată un păstor bătrân, dacă vrei să fii în formă spirituală, roagă-te cât mănânci și mănâncă cât te rogi. Am făcut repede un calcul. Nu dădea bine. Să te rogi cât timp stai la masă. Cât stăm la masă? Ne luăm timpul, nu ne grăbim. Unii dintre noi stăm suficient de mult. Aș zice, prea mult. Dar dacă ne-am rugat cât stăm la masă și am mâncat cât ne rugăm, cum am arăta? Sunt convins că și fizic am arătat altfel, sunt convins că și spiritual altfel. Nu clădi eșecurile din prezent pe biruințele trecutului. Și mai ceva, ca și Belșațar, mulți clădim pe iluzia că suntem invincibili. Pot să vă dau un mic context, că poate cineva, citind partea finală, ajungând acolo cu citirea, o fi zis, dar de unde a apărut Dariu, medopersanul ăsta? Era împăratul mezilor și al perșilor. Trebuie să știți că la vremea când se scrie acest text, Babilonul ca o cetate era înconjurată cu un zid foarte înalt. Dar în afara zidului, medopersanii asediau de luni de zile cetatea. Dar Belșațar avea timp de chefuit. Știți de ce? Pentru că și-a clădit toată strategia lui pe iluzia invincibilității. Dacă veți citi istoria, Babilonul era înconjurat de ziduri uriașe. Zice istoria că aveau aproape 30 de metri înălțime și 10 metri lățime. Aveau 270 de turnuri de apărare, unde 24 de ore pe zi erau soldați care stăteau de pază. Prin mijlocul cetății trecea fluviul Eufrat, avea o sursă nelimitată de apă. Și aveau provizii, spune istoria, pentru cel puțin 20 de ani. Și știți ce a zis Belșațar? Medo-persanii ne asediază? Păi să fie sănătoși, ăștia sunt vacanța aici de 6 luni. Zidurile n-au cum să le spargă, că nu există niciun echipament militar care să penetreze un zid de 10 metri lățime. De trecut peste el n-au cum, că are 30 de metri. Sunt atâția soldați pe metereze. Mâncare avem din belșug, așa adăuga și băutură conform textului. Apă este că e un fluviu care trece prin cetate. Trai și viață, zice Belșațar. Dacă veți citi istoria, istoria laică confirmă. Știți cum a fost cucerit Babilonul? Dariu a deviat cursul râului Eufrat. Și într-o noapte soldații lui au intrat prin albia râului. Singurul, unicul loc
de vulnerabilitate al Babilonului a fost acolo. Și s-a trezit în noaptea aceea când și-a pierdut capul, s-a trezit Belșațar cu Medo-Persanii peste el, în singurul loc unde era vulnerabil. Poate veți zice, asta e istorie și cu ce mă influențează asta pe mine? Haideți să vă spun cu ce. Haideți să nu trăim ca și creștini cu iluzia că suntem invincibili. Dacă stai în picioare în seara asta, este datorită lui. Dacă în seara asta ești aici în adunare și nu ești undeva într-un club sau într-un birt, uitându-te în fundul unui pahar, este pentru că Domnul a fost îndurător cu tine. Vă rog ceva din suflet, frați creștini, să nu vă credeți invincibili. Niciunul dintre noi nu suntem invincibili. Toți avem vulnerabilități. Diavolul te va ataca acolo unde știe că ești vulnerabil. Dacă trăiești dependent de Dumnezeu, ești în siguranță. Haideți să nu fim aroganți ca și Belșațar și să spunem, eu n-am cum să fiu biruit. Belșațar s-a uitat probabil în plimbările lui, dacă o fi urcat acolo pe metereze, s-o fi uitat și o văzut ziua, astăzi, mâine, luna viitoare, i-o văzut pe Medo-Persani care asediau cetatea, probabil s-a uitat arogant la ei și a spus, păi ăștia îmi termin eu domnia și ăștia tot aici sunt. Că n-au cum să intre. Nu uita că ești vulnerabil acolo unde ești slab. Dacă vrei să rămâi în picioare, încrede-te în Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu te poate ține în picioare. Să nu fii arogant, să zici, eu sunt pocăit de 30 de ani, eu sunt imun la păcat. Așa să vă spun că lucrul ăsta e posibil, dar e foarte greu de spus așa ceva. Vei rămâne imun la tot ce e rău dacă vei sta foarte aproape de Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Și închei cu un ultim lucru. Cum ne cântărește Dumnezeu? Dumnezeu ne cântărește după verdictul dat de conștiința noastră, doi. Dumnezeu ne cântărește după ce zidim pe temelia pe care o avem deja pusă. Și în al treilea rând, versetul 23 spune, îi spune Daniel lui Belșațar, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta, ai băut vin cu ele tu și mai marii tăi, nevestele, țiitoarele tale, și spune el, ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, care nu văd, care nu aud, și spune el, și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. În al treilea rând, etalonul. Pe lângă conștiință, pe lângă ce ai zidit pe temelia pe care o ai, Dumnezeu te cântărește după cinstea pe care o dai lui. Asta îi spune Daniel. După ce ai știut toate lucrurile, totuși în aroganța ta nu l-ai onorat pe Dumnezeu, în mâna căruia stă tot ce ține de viața ta. Dragii mei creștini, Dumnezeu ne cântărește și cântărește greu înaintea lui Dumnezeu. Știți ce? Cât de mult cinstim noi pe Dumnezeu. Ar fi multe de spus, dar vreau să închei lăsându-vă aceste gânduri. Cum îl cinstești pe Dumnezeu? Știi că greutatea ta spirituală ține tare mult de câtă cinste îi dai lui Dumnezeu în viața ta. Cum îl cinstești pe Dumnezeu? Sunt multe de spus. În primul rând, îl cinstești pe Dumnezeu cu integritatea ta. Moise n-a intrat în țara promisă, nu pentru că a făcut păcate mari, ci într-un moment de eșec, Moise nu l-a cinstit pe Dumnezeu. Trebuia să vorbească stâncii și Moise în mânia lui, întărătat de un popor îndărătnic, a lovit stânca. Că era obișnuit, că Dumnezeu i-a zis prima dată, lovește stânca. A doua oară Dumnezeu i-a zis, Moise, atenție la detalii, vorbește stâncii. Dumnezeu prin harul lui a făcut să curgă apă și atunci, dar l-a tras deoparte pe Moise și a zis, pentru asta nu o să vezi țara promisă. Pledează Moise cu Dumnezeu și spune Moise lui Dumnezeu, Doamne, robul tău te-a slujit, citit în Deuteronom ce vă spun eu. Deci cum o să zică vrăjmașii că nu ne-ai dus în țara pe care ne-ai promis-o? Îngăduie robului tău să treacă dincolo. Și Dumnezeu îi zice, destul, Moise, nu mai îmi vorbi. Prima oară în Biblie când am găsit, când Dumnezeu îi spune cuiva, nu te mai ruga pentru asta, că nu te ascult. Dar Dumnezeu e bun. Trec sute bune de ani și pășește în țara lui Israel, Moise. Pășește pe muntele schimbării la față. Îl cinstești pe Dumnezeu cu integritatea ta. Îl cinstești pe Dumnezeu cu inima ta. Îl cinstești pe Dumnezeu cu închinarea ta. Aș vrea să vă provoc. Încheiind în această seară, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne pună pe cântarul lui
1. Ce zice conștiința ta despre tine? 2. Ce zidești pe temelia pe care o ai în Hristos? Și 3. Cât de mult îl onorezi pe Dumnezeu? Toate aceste lucruri vor da greutate vieții spirituale pe care o trăiești. Și mă rog din toată inima, Doamne ajută-ne că atunci când ne vei pune în balanță, să tragem greu pentru eternitate. Amin.